Bună ziua, prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Cesima și astăzi o să vă arăt 3 machiaje de Halloween ușoare. Pentru că vine sărbătoarea foarte, foarte repede, vin petrecerile de Halloween și nu strică niciodată să știm un mic look ăsta rapid la care putem să apelăm super ușor și să ne transformăm într-un personaj prin mai puțin pași. Bun, și nu are sens să mă lungesc prea tare și zic să începem pentru că o să dureze puțin pentru că avem de trecut nu printr-unul, nu prin două, dar prin 3 machiaje. Așa că primul pas pe care l-am făcut a fost să-mi curăț tenul pentru că urmează să-l încarc destul de tare și am zis să am grijă de el dinainte. Și următorul pas va fi tot unul de skincare pentru că am observat că mi-au apărut niște pete aici pe față și nu vor să mai plece de câteva zile, așa că m-am gândit să le ajut eu puțin și pentru asta o să aplic gelul Espada de la Foreo pentru că pentru asta este pentru petele de pe față, pentru tenul cu imperfecțiuni și ajută foarte mult la hidratare și am nevoie de asta acum. Eu îl folosesc dimineața și seara după ce îmi curăț tenul, doar aveți grijă să folosiți după un SPF mai puternic. Și aplic puțin. Îmi dau puțin și deasupra buzei pentru că am văzut că am un prieten nou, am gândit să-l întâmpin și pe el cum trebuie. Și trecem și la pasul următor, care este primerul, adică baza de make-up. Puteți să folosiți orice bază, doar vă rog, țineți cont că este foarte bună înainte de make-up. Ce încerc să spun este să nu săriți peste pasul ăsta atunci când vă machiați, chiar și în fiecare zi. Aplic și pe ploape. Pentru că pe ochi o să lucrăm astăzi cel mai mult, de fapt. Și dacă tot a venit vorba de asta, o să încep chiar cu tenul de data asta. Eu de obicei încep cu machiajul ochilor, dar de data asta o să încep invers, pentru că tenul va fi destul de basic. Fond de ten, anticearcă în pudră, contur, blush și așa mai departe. Și nu o să mă lungesc prea tare cu pașii ăștia, pentru că îi mai găsiți în orice tutorial de-al meu de make-up. Puteți să mergeți la clipurile recente, vedeți acolo și tutorialul de make-up și rutina de skincare completă, dacă vă interesează. Bun, și pentru fond de ten eu combin în ultimul timp aceste două nuanțe de la fondul de ten Best Skin Ever. Nuanța 22,5N și 30P. Și un mic truc de-al meu pe care îl folosesc în ultimul timp, nu știu neapărat dacă ajută, pentru mine funcționează, este să aplic fondul de ten mai deschis în partea asta unde și aplica și anticearcănul și pudra unde își face baking, adică în partea în care vreau să am tenul mai luminat și cel mai închis la culoare este în exterior, pentru contur. Bineînțeles că eu acum când o să aplic le omogenizez, adică nu o să am două nuanțe total diferite, dar cumva dacă le aplic așa mă ajută pe mine mai mult. Bun, și acum pentru că eu am sprâncenele recent laminate, nu le voi face absolut nimic, o să le dau puțin cu periuța ca să le aranjez și asta este tot. Pentru că oricum nu ne interesează atât de mult sprâncenele acum, mai rămânem doar cu anticearcăn, contur și blush, dar ăștia nu sunt pași atât de interesanți acum cel puțin, așa că ne vedem imediat. Gata, avem și tenul făcut, știu că este mult blush și mult contur, dar așa am vrut, o să înțelegeți imediat de ce. Bun, și tema cumva primului make-up este una care mie nu-mi place, vă zic sincer, este despre păianjeni. Da. O să încerc să vă explic pe parcurs, în loc să vă explic de acum în mare, pentru că s-ar putea să nu înțelegeți neapărat. O să facem un păianj în care iese din ochiul nostru. Un mic disclaimer, toate ideile astea sunt inspirate, sau majoritatea sunt inspirate, de pe ce am mai văzut și eu pe internet și mi-a rămas cumva în minte. Și începem să folosesc Inglot 77, este gel negru. Cel mai bun, special când vine vorba de, nu știu, idei mărețe de genul ăsta. Folosesc și puțin Duraline pentru că s-a mai uscat gelul meu. Și o să iau o pensulă cu vârf foarte, foarte, foarte subțire ca să încep să trasez linii și să desenez. Și o să încep fix unde am eu ochiul. E un pic cam strâmb, dar îl reglăm imediat. Și acum o să și umplu, să fac efectiv un glob. Trebuie doar să aveți încredere în mine și în proces. Și acum trebuie să trasăm picioarele. Și cum o să facem asta, o să luăm din trunchi, pentru că asta să fie corpul păianjului, să știți. Și luăm din trunchi câte un picior și îl trasăm așa pe față. Vedem ce o să iasă, ok? Cred că le fac și mai lungi un pic. Sau ar trebui să stau cu minte? Cred că mai rău fac.
Știu că arată foarte dubios, credeți-mă, știu. Trebuie să lucrez, cred că un pic de tot mai încet, pentru că am pus cam mult Duraline și e gelul cam lichid. Dacă nu se usucă, se transferă. Dar odată ce se usucă, nu-l mai ștergeți. Liniile, adică picioarele, le mai finisez după aia. Nu contează dacă sunt puțin strâmbe acum sau messy. Și o să mai dau cu puțin negru și pe linia apei. Și acum facem și restul piciorușelor. Avem și toate picioarele și avem un mare băianjen pe față. Nu am știut cum să-i fac acolo la față încă, dar rezolv, mă gândesc până atunci. Am trecut la un eyeliner alb. Am aplicat cumva blancheturile lui ca să fac articulația, dacă înțelegeți. De exemplu, aici luăm piciorul ăsta. Dacă vedeți voi, aici teoretic se îndoaie și noi o să punem un punct. Și pe picior, cumva o linie așa. Am marcat noi că acolo se îndoaie piciorul și pare mai real. Asta e tot. Teoretic, 90% am terminat cu păianjenul ăsta. Trebuie doar să îl facem și mai real și să adăugăm umbre. Și o să iau o pensulă de genul ăsta, plată și scurtă. Și o să folosesc nuanța Burn. Și o să iau pe pensulă și, la fel, unde se îndoaie câte un picior, o să fac o mică umbră sub el, ca să-i creez cumva adâncime. De asta facem ce facem acum. Puteți să faceți umbra asta cât de subtilă sau cât de evidentă o vreți voi, eu prefer mai subtil. Nu știu dacă vedeți voi acum, dar piciorul efectiv pare mai real. Ce trebuie să faceți, de fapt, este să creați o linie paralelă cu fiecare linie de la picior și apoi să o difuzați cât de mult sau puțin doriți. Și mi se pare că degetul funcționează cel mai bine pentru scopul ăsta. Și facem asta la fiecare picior și revenim. Ok, am făcut mai mult decât umbre. Am mai făcut un ochi. Dar aici am făcut doar 3 picioare. Cumva, adică n-am făcut un păianj întreg. Și este același lucru. Am făcut niște eyeliner ca niște picioare și acum o să vin cu cel alb ca să fac detaliile. Nu mă gândesc dacă să mai fac ceva și la buze sau nu. Cam așa ceva. Cu fard pentru umbre am dat deja. Teoretic asta e fața. O să vă dau și un zoom să vedem mai bine. Uitați-vă cum pare că se mișcă el acolo. Să facem niște buze roșii, ce să vedeți. Am pus doar în centru buzelor ca să vin cu pensulă. Acum o să iau puțin fard negru și o să-l folosesc ca și creion de contur. Dar nu mă interesează să fie super frumos și glam, pentru că nu asta facem. Creăm ceva de genul ăsta. Și așa arată primul look, prieteni! Am terminat primul. Doar gine cred că m-a rămas de pus, dar nu o să punem. Pentru că acum trebuie să mă demachez ca să facem încă două. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți, cum vi se pare. Bun, deci sper din suflet că v-a plăcut primul look. Pentru că urmează să-i spunem goodbye și să trecem la următorul. Vreau să-mi dați tag pe Instagram, pe unde vreți voi, pe unde o să recreați, dacă o să recreați acest look, pentru că vreau neapărat să vă văd. Apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, ați putea să faceți, pentru că sunt puțin mai activă acolo. Interacționăm și noi mai mult, dar nu uitați să-mi dați tag, pentru că vreau și eu să vă văd. Și noi trecem la următorul machiaj. M-am demachiat. Dar credeți-mă că mi-a luat 35 de minute și tot nu s-a luat de tot, după cum vedeți. În mod normal, al doilea machiaj al nostru trebuia să fie altceva. Dar, pentru că am acest look de jumătate moartă, am altă idee de make-up cu numărul 2. Și ne vom transforma într-un vampir. Pentru că mă folosesc de negru ăsta care mi-a rămas pe la ochi și în jurul ochilor. Altceva n-am ce să fac. Pentru că nu se șterge și pe mine deja mă doare pielea. Nu pot să mă mai șterg pe față, efectiv. Și o să mă duc direct și încep cu machiajul ochilor. Și apoi facem tenul. Am demachiat și pe față. Și facem tenul de data asta după, pentru că va pica destul negru, zic eu. Pe ten. Și începem cu un fard negru. Atât. Și am luat o pensulă de blending, cumva. Pentru că vreau să fie super messy. La fel, repet, nu mergem pe glam absolut deloc. Și pur și simplu pun niște negru la baza genelor. Și iau puțin gel, îl pun la baza genelor și vin imediat cu pensula să-l
difuzez pentru că altfel se usucă imediat. M-am și murdărit deja, dar este ok. Ne machiem de Halloween, deci ok. Putem să găsim scuză la absolut orice. Dacă nu ați înțeles ce am făcut, am pus gel la baza genelor și am difuzat ușor, ușor în sus și m-am oprit în pliu. Adică aici unde se îndoaie ploapa când deschizi ochi. Iau altă pensulă și mă duc într-un bronz mai roșiatic, într-o paretă de la Shein și o să vin aici să fac tranziția dinspre negru înspre piele, dar vă repet, îmi doresc să-l fac foarte urât. Și vreau să iau degetele și să trag așa. De parcă a trecut prin destule machiajul ăsta. Dar chiar dacă am zis că vreau să fie mai dezordonat machiajul, nu vreau să fie greșit. Ăsta aici e greșit. Faptul că mi-a ajuns fard negru pe nas, nu e ok. Trecem și la ten foarte, foarte repede. O să folosesc doar fondul de ten deschis. Ideea e că oricum trebuie să pară că nu mai am vlag în mine. Începem să semănăm puțin, puțin, nu? Luăm un contur mai închis la culoare decât cel obișnuit, pentru că vreau să fie foarte dramatic totul. Perfect. Și o să exagerez cu conturul pentru că vreau să pară că sunt foarte slabă și că m-am tras la față. Conturul ăsta e un pic mai rece pe mine și se face cumva gri. E perfect. L-aș folosi vreodată la machiajul meu de zi cu zi? Niciodată. Trebuia să-i găsesc și lui un sens și ia uitați că am găsit. Trag conturul până aici, mai jos. Adică toată partea așa. Și acum partea interesantă, partea de vampir. Ochii. Și eu cumva am reușit să-mi pierd creionul de buze roșu, de care aș fi avut nevoie acum, dar o să folosesc un creion mai roz închis și un ruj roșu. Și eu ce am făcut a fost să iau pe creion ruj roșu. De fapt, nu, am uitat. Luăm pensulele cu care am lucrat la ochi și vreau să creez puțină vânătaie aici sub ochi. Și vin cu un fard roz moviș ceva ăsta de aici. Începem să dăm pe sub ochi, dar eu îl dau așa într-o formă de triunghi în jos, pentru că nu vreau să fie pe toată fața, adică se duce așa în jos. Știți prea bine și voi. Bun, și acum ca să nu pară pur și simplu un fard roz, o să mai iau și un fard maro, dar rece. Eu aș fi luat direct un gri, doar că nu am, și o să mă întorc la fardul ăsta, ca să-i dăm puțin adâncime. Vedeți? Și acum pare că sunt foarte bătută, tristă, supărată, plânsă, nedormită, ce vreți voi. O să mă întorc la pensula cu care am făcut detaliile la omul Payangan, dar o să o folosim la detaliile astea. Și acum luăm rujul roșu și trasăm niște linii ca niște vene. Nu contează deloc, deloc, deloc cum. Vă dați seama că contează, dar nu dacă sunt drepte, dacă sunt nemișcate și așa mai departe. Și acum luăm și le difuzăm așa un pic, pentru că nu vrem să fie super evidente de parcă am trasat niște linii. Vrem să pară că trec prin piele. Reluăm situația. Aici am sfeclit-o, dar este ok, vedem noi ce facem. Dar este mult prea mult roșu ca să fie difuzat ok. Și acum avem nevoie și de puțin creion alb, dar noi nu avem creion alb, știți deja, dar avem eyeliner lichid alb. Trasăm pe aici, pe acolo și liniile astea. Facem și la celălalt ochi și revenim. Ta-da! Pe cameră se vede foarte roz. Nu înțeleg din ce cauză. Aici e mai mov, negru, bătut, ceva. Ca detalii cam așa ceva e. Trecem mai departe. La buze vreau să mai dau cu puțin fond de ten de ăsta alb. Primul lucru pe care îl fac este să dau cu puțin ruj roșu. Și ce credeți? Începem ca la celălalt. Așa, și acum dăm cu niște balsam. Ar fi trebuit de la clear, clear de tot, dar nu am. Și folosim ăsta care e puțin nude. Și dau prin exterior, nu lăsăm așa, nu vă speriați. Și acum, luăm o pensulă și difuzăm așa. Iar acum luăm un gloss roșu. Și deja știți. Tocmai am fost și eu la masă, am mâncat un pic și m-am murdărit. Ce
ceva de genul deocamdată. Nu vă speriați. Foarte, foarte creepy. Trecem la ultimul pas, care ar fi fost creion roșu pe linia apei și facem șmecheria cu creionul nostru. Prieteni, și cam asta e. Mai departe o să trecem și la următorul machiaj, dar să vă zic dinainte, m-am demachiat, am păstrat ochii și am refăcut bază. Deci fața am făcut-o efectiv cum o fac de fiecare dată, machiajul meu basic, și ochii am păstrat pentru că oricum urma să fac un fel de smokey. Ca să știți voi ce aveți făcut până aici, este să faceți o bază de smokey eyes sau chiar smokey eyes, ceva cu negru, și acum o să venim cu verde, pentru că o să ne transformăm în Mr. Joker. Am luat aici o paletă de la Urban Decay, se numește Stoned, și o să iau verdele de aici. Și mai departe mă duc în paleta de la James Charles și o să iau verdele de aici. Și acum o să iau puțin din verdele ăsta mat de la James cu o pensulă de blending, oricare, nu contează. Și acum o să fac smokey-ul teoretic verde. Pin cu fardul ăsta verde în exterior și peste negru puțin, chiar dacă știu că n-avem cum să acoperim negru cu verde. Se vede destul de bine. Luăm o pensulă de blending și difuzăm verdele ăsta. Am nevoie și de o pensulă plată pe care o să dau cu puțin spray de fixare ca să pot să iau fardul ăsta clipicios verde. Și o să-l aplic aici. Avem un smokey verde glittery și e foarte elegant până acum, chiar dacă am zis că nu trebuie. Nu am făcut-o neapărat intenționat, să știți. By the way, ăsta este chiar unul dintre machiajele mele preferate, smokey în general, dar când e vorba de verde smarald, închis așa, și smokey combinate, îmi place foarte mult. Adică e pe stilul meu. Bun, trecem mai departe și facem ceva foarte interesant. Nu știu dacă o să funcționeze. Nu știu ce ar trebui să-i fac înainte ca să funcționeze. Efectiv, mergem la risc. O să ne facem sprâncenele verzi. Și merg tot în paleta de la James și iau un verde mai deschis. Și prima dată o să-l încerc așa, direct pe sprânceană, să văd cum se vede. Îl acoperă cât de cât, dar cred că aș vrea să dau cu puțin spray de fixare. Ia să vedem. Nu știu dacă voi vedeți, dar cât de cât acolo e ceva verde. Nu știu pe cameră cum vedeți voi. Pentru că sunt o mică chioară și nu văd de aici până la cameră. Abia văd de aici până în oglindă, vă zic sincer. Știți că după părerea mea ele sunt destul de verzi, sunt fix verdele ăla de Joker, doar că trebuie să curăț puțin cam da pe lângă. Bun, și acum trecem la partea grea și interesantă de fapt, și iar trebuie să lucrăm cu eyeliner. Vă jur că îmi doresc să nu mai văd niciodată eyelinerul ăla. Atât de tare m-a deranjat când m-am demachiat de la primul machiaj. Trebuie să mă duc să-mi fac skincare ca lumea după clipul ăsta, că simt pielea cum mă doare efectiv la cât am machiat-o și demachiat-o într-un timp atât de scurt. Dar ce nu fac eu pentru voi? Mai ales că voiam neapărat să fac măcar 3 machiaje, pentru că poate nu sună mult, 3 machiaje, dar eu stau aici de câteva ore bune și mai am de stat și aș vrea să fac și mai multe pentru voi, doar că e cumva greu, ca să nu zic imposibil, să faci mai multe de atât într-un singur clip. Poate apuc să fac și partea a doua, nu promit nimic, pentru că mai am foarte multe chestii de făcut, dar dacă apuc să fac și partea a doua, facem și acolo încă 3 machiaje. Bun, și acum luăm din nou pensula subțire de tuș, luăm tușul, luăm Duraline-ul și începem. Și acum trebuie să fac un J. Asta e tot ce pot să fac acum. Trecem mai departe, facem buzele și ne întoarcem la tot jocul cu eyelinerul ăsta negru. Ce să vedeți, dăm cu ruj roșu prima dată. Și cred că știți ce urmează, nu? Și așa am creat cumva gura asta de clov, dar nu o lăsăm doar așa. Revenim și cu... Nu mai funcționează creierul meu, vă zic sincer, nu mai. Gloss! Și acum că am făcut gura, pentru că am vrut să o termin mai repede, pentru că e mai ușoară și sigur o să vă iasă, dacă faceți ce ați văzut la mine, sigur o să vă iasă. O să luăm din nou pensulița de tuș și trecem la treabă, prieteni, și după pasul ăsta terminăm. Sunt foarte curioasă care a fost machiajul vostru preferat, pentru că am făcut 3 machiaje. Cumva m-am legat de câte un pas la fiecare, adică ceva am păstrat din fiecare machiaj, dar nu au avut nicio treabă între ele, mie așa mi s-a părut. Voi ce părere aveți?
făcut aici 3 de ha-ha-ha, pe care am de gând să îi blurez. Și acum, dacă sunteți fani Joker, știți ce urmează. Dacă nu sunteți fani Joker, urmează să desenăm ceva pe piept. Să nu mai zic că scriu în oglindă ceea ce mi se pare crunt. E bine măcar că nu prea contează, că el le scria mai așa și le scriem așa mai în toate direcțiile. Normal ar fi trebuit să umplu aici. Sus, în jos, suprapunem, că n-are nimic și mai facem și aici. Eu acum mi-am dat seama că o să trebuiască să demachez asta. Nu. Direct în baie se șterge asta. Cu demachian nu cred că reușesc. Am mai pus puțin negru pe linia apei. Dar gata, mă opresc și am terminat. Aș mai fi făcut ceva, vă zic sincer. Aș mai fi desenat puțin din părul meu verde. Dar trebuie să mă trezesc mâine de vreme și nu am timp să curăț treaba asta, așa că nu facem. Dar ca idee, ăsta e super simplu din punctul meu de vedere, super de impact din punctul meu de vedere. La mine, sincer, bătălia pentru primul loc se dă între machiajul ăsta și ăla cu păianganul. Voi, până la urmă, pe care îl alegeți, care vă place cel mai mult, lăsați-mi în comentarii și tot acolo să-mi spuneți și dacă v-a plăcut acest clip. Nu uitați că dacă v-a plăcut să-mi lăsați și mie un share și un like și un comentariu, pentru că mă ajută super, super, super mult. Nu uitați de subscribe și nu o mai lungim. Distracție plăcută la petrecerile astea cu tematică care urmează. Să aveți o seară cât mai frumoasă, ne vedem data viitoare. Mulțumesc că a stat până acum cu mine, pa, pa!